Elena Udrea a trecut în altă tabără. Ieri a anunțat într-o conferință de presă organizată de președintele Partidului Mișcarea Populară că a părăsit Partidul Democrat Liberal și că s-a înscris ca simplu membru în Partidul Mișcarea Populară. Elena Udrea a arătat într-o conferință de presă că în PDL există un curent care s-a dezis de propria istorie de succes, de propria guvernare, de lucrurile bune care s-au făcut în guvernarea Boc și mai grav s-a dezis de Traian Băsescu. Fostul deputat PDL a declarat joi că este posibil să mai fie plecări din PDL înainte de ședința BPN din PDL de sâmbătă. Știu că sunt parlamentari, colegi de partid, oameni care ca și mine cred că trebuie să ne luptăm cu guvernarea USL, că trebuie să continuăm proiectele pentru România, început împreună cu Traian Băsescu și care probabil vor alege ca și mine să vină în Mișcarea Populară, a spus Elena Udrea într-o conferință de presă după ce a anunțat că s-a înscris în PMP. La nivelul județului Sălaj, Radu Cristescu, președintele Partidului Mișcarea Populară, ne-a declarat astăzi că nu are cunoștință de personalități politice din tabăra PDL care și-ar fi exprimat dorința de a se înscrie în partid. Însă susține că Partidul Mișcarea Populară nu este o sectă și are ușile deschise pentru toate. De partidele de centru dreapta. El mai spune că partidul din care face parte a devenit foarte puternic și reprezintă o amenințare pentru USL.